sunt numai? Din 6. 5 din 6. Și domnul Cucerescu nu a putut ca prezent. O să facă prezent. E online. Domnul Cucerescu nu mai. E online. Hai să vedem o dată. Deci în sesiunea online sunt 5 persoane logate. În sală? Consiliul Județean a fost legal convocat în dispoziția numărul 376 din 23.02.2024 a președintelui Consiliului Județean a fost comunicată de întregul de lege. La ședință, din totalul de 35 consilieri de țin în funcție, sunt prezenți 31, dintre care 5 online. Ședința este legal constituită, care își poate desfășura întregul. Pentru ședința de azi, proiectul ordinii de zi este următorul. Proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uși a unui drept de serviciu asupra terenului suprafață de 99,2 m² în zona grupului județean Dejde 252 de situat în sat Oteni, comuna Bucoci, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea seșei de lucrării de sa, noi proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra unor teren în suprafață totală de 9.898 m² în zona grupului județean Dejde 182, situate pe rasa comunei Sândulei din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău, în favoarea comunei Sândulei, trei proiecte de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra unor terenuri, suprafață totală de 167. Sfântul Pascu, în pătrași de zona Dumnezeu Județean, de aici vor fără pustă și sfântul de pe rază cum este întâlnită și de zona promocată în urmă de cea de zi la Cău și în administrarea Consiliului Județean la Cău, în favoarea cu Biserul Vrei. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 16 metri pătrași de zona Dumnezeu Județean, DJ 207 F din Comuna Vereș Pisița, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea CCT-ului de azi 2 de sat, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei satului de funcții și aglomerului de organizare și funcționare din complexul mondial Iulian Antonescu, Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei satului de funcții și aglomerului de organizare și funcționare a complexului muzeal de știință al rușinei naturii Ion Vocea Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sportivă din județul Bacău, care au obținut rezultate deosebite în anul 2024-2023 la competițele sportive naționale oficiale precum și a jurnalului care s-au ocupat de pregătirea acestora. O proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere și modernizare, stații de recepții și stocare temporară, deșeuri medicale, imobil, CEP 14, Spitalul Județean de Urgență, Bacău. 2. Proiecte de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 300 din 2023 privind aprobarea organigramei a statului de funcție, adevăratul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău. 10. Proiecte de hotărâre privind însușirea contractului de finanțare numărul 101138800 din 04 aprilie 2023 între județul Bacău și Comisia Europeană pentru proiectul de acțiune europeană și european pentru salvarea persoanelor afectate de sărăcia energetică, însă și proiect de hotărâre privind acordul județului Bacău prin autoritatea publică locală deliberativă, Consiliul Județean Bacău, în vederea obținerii autorizației de construire pentru realizarea obiectivului de investiții închidere celula 1 din cadrul depozitului confort de deșeuri Bacău în municipiul Bacău și Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind data cotizației Consiliului Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2024. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare de DG 252 și hotărâre Corbasca, în momentul
Bacău, în cadrul programului național de dezvoltare locală, 14 proiecte de hotărâre privind aprobarea secretului de la buget local, lucrurilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare. Deci, 15. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2024. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării în cadrul proiectului de dezvoltare durabilă 2021-2027 și a cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extindere sistem de management integrat a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. 17. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru anul 2024. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul I4Citizen, sprijinirea unei guvernanțe etice și eficiente prin implementarea inteligenței artificiale în orașele și regiunile europene. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea înființării autogării sud 20. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra două terenuri în suprafață de 13 metri pătrați, respectiv 500 de metri pătrați, situate în zona drumului județean DG252, pe raza teritorială a Comunei Buhoci, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea 10 Delgas Grid de SA. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean numărul 268/2022 privind aprobarea proiectelor și cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii pentru finanțare a proiectului referitor la înființare Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Pantelimon în cadrul apelului de proiecte competitive dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, componenta 13, reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență, ținta 396, noi servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități, investiția 1.2, reabilitare, renovare și dezvoltare infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare. 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tineri studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate prevăzute în anexă la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 47 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în conformitate cu prevederile articolului 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare pentru suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare DG207F Pădureni, Iliești, Guravâie, județul Bacău. Urgența este motivată de necesitatea demarării cât mai curând posibil a procedurii de achiziție pentru proiectare și execuție de lucrări acestui sector de drum DG207F Pădureni, Iliești, Guravâie, aflat în stare avansată de uzură. Având în vedere recepționarea documentației tehnico-economice, faza DALI, se impune aprobarea proiectului de hotărâre în regim de urgență. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri.
Vă mulțumesc. Suplimentarea a fost aprobată. De asemenea, în conformitate cu prevederile mai sus menționate, prezint al doilea proiect al ordinii de zi suplimentare, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 154/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și numirea membrilor Consiliului de Administrație a regiei autonome a aeroportului internațional George Enescu Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Comisia de Concurs, Examen și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor la Concurs, Examen pentru ocuparea postului vacant de director medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Și 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițiativei de cooperare internațională în domeniul politicii regionale între județul Bacău și Chongqing Liangjing New Area. Mi-a ieșit. Să știți că n-am repetat înainte. Da, supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Bine că l-am zis bam, bam, bam. Pentru... Am să citesc totuși care sunt urgențele, să rămână consemnat. Pentru proiectul 1 înscris la ordinea de zi este motivată de finalizarea procedurii de selecție, precum și expirarea termenului la data de 29.02.2024 a mandatului de administrator neexecutiv provizoriu a domnului Radu Gabriel Bezniuc. Punctul 2... Radu Gabriel Bondar. Pentru punctul 2, potrivit adresei Spitalului Județean de Urgență, numărul 1180/2024, se află în derulare procedura de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant director medical, ce se va desfășura în data de 18.03.2024, astfel se impune aprobarea proiectului de hotărâre în regim de urgență. Pentru punctul 3, urgența este motivată de faptul că acordul semnat de președintele Consiliului Județean trebuie transmis până în data de 29.02.2024. O să am o rugăminte la dumneavoastră pentru desfășurarea mult mai, să zic, mai facilă. Avem două proiecte pe ordinea de zi care sunt cu vot secret. Așa că vă propun să mutăm, cele două proiecte să fie în prima parte, după aprobarea procesului verbal. Avem proces verbal? Nu. Adică să fie primele două atunci. Și aici mă refer la desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Județean pentru Comisia de Examen de Director Medical și, de asemenea, în Comisia pentru Studenți. Dacă sunteți de acord ca cele două puncte, ca să fiu mai exact, punctele 22 și 25 să devină punctele 1 și 2. Supun la vot modificarea ordinii pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Astfel, s-a votat online? Vă mulțumesc. Astfel, la punctul 1 avem desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Comisia de Concurs Examen și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Deci punctul 25 devine punctul 1. Poftim? 25. Și punctul 22 devine punctul 2. Clarificări? Nu? Spune-se, spune. 22 punctul 1, 25 punctul 2. Nu? Da. Că le-ați întors. Da. Deci punctul 1 este punctul 22, punctul 25, punctul 2. Întrebări?
Vă mulțumesc. În continuare am să dau cuvântul doamnei Elena Cătălina Zară pentru a vă prezenta reglementările legale referitoare la conflictul de interese. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean aflat în ajuns în situațiile de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței interesul personal pe care îl are la votarea hotărârii respective. Consiliul județean nu mai este luat în cale pentru formul necesar al puterii hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a adoptat interesul și nu are de început la adoptarea acestei hotărâri. Vă rog. Da, domnul. Nu voi participa la vot la proiectul 21. Să
Se prezintă proiectul, numai un pic, stimați colegi, haideți ca să ne organizăm un pic. La punctul 1, proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru analiza și selectarea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar pentru tinerii studenți de județul Bacău, care efectuează stagii de pregătire în străinătate, prevăzute în anexă, la hotărârea Consiliului Județean numărul 47 din 2006, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, propuneri. Domnul Pravăț, vă rog. Domnul Pâzlaru? 1. Care acum ai 1. Care acum ai 1. Așa. Vă rog, alte propuneri? Din partea USR-ului și PMP, propunem pe la Prințu Bocar. Grupul Pro-România? Nu e o PMP? Sunteți în alianță. Doamna Cușă. N-aveți propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, haideți să le recapitulăm. Grupul PSD, Anca Egarmin. Grupul PNL, doamna Cristea. Grupul USR-PMP, domnul Boca. Dați drumul la procesul de vot. Să vedem. Cum? Păi da, dar ziceam că e unul. Domnul Pleșca. Da, tu trei persoane? Înseamnă că trebuie 3 nominalizări din partea fiecăruia. Vă mai gândiți la încă 2 persoane din partea fiecăruia?
Și mai puneți încă două persoane, pentru că sunt trei în comisie. Da? Toți sunt profesori. Da. PMP, USR. Mai trebuie să faceți două nominalizări. Pe doamna Poșa și vă rog să vă notați. Domnul Nechita, domnul Păslaru, mai trebuie să încă două nominalizări. Vă le fac eu? Ok, e în regulă. Acum să vedem sistemul de vot, cum îi... Deci fac un singur buletin în care pun pe prima poziție propunerile grupului PSD cu cele trei persoane. Exact. Poziția a doua, grupul PNL cu cele trei persoane și respectiv... Și noi dăm un singur vot pentru cele trei persoane. Exact. Ca să nu ne încurcăm să dăm vot pe fiecare în parte. Ok. Când dați drumul la vot? Marian, ești gata să dai drumul la vot? Doamna Popescu. Haideți că repet. Vreți să repet? O să puneți pe doamna Coșa și nu... Da. Să nu vrea. Repet? Da. Un pic de liniște. Repetăm încă o dată propunerile PSD, PMP, USR și PNL. Nu mai faceți, că vreau să dau drumul la vot, nu-i dau cuvântul ăsta. Alo? Eu vă las să interveniți, dar haideți să ne facem întâi treaba, să votăm secret. Vă rog, spuneți la proceduri. Care e procedura noastră? Nu vreme să convins dumneavoastră să vă plictisiți. Dar nu votăm persoana. Sunt așa, nu votăm grupul. Ascultați-mă un pic și încercați să vedeți dacă am logică. Avem trei propuneri din partea PSD. Avem trei propuneri din partea PNL, trei propuneri din partea USR, PMP. Toate propunerile venite din partea grupurilor de partid se votează pe persoană, pentru că sunt trei persoane nominalizate acolo. Dumneavoastră vreți să facem un amestec din care să nu mai înțeleagă nimeni nimic. Dacă n-ați înțeles, eu n-am ce să vă fac. Vă fac un desen cel mult. Poate, da. Va fi o singură listă de la unul cât sunt 4 persoane sau 9 persoane și noi va trebui la acea listă să
Dacă vreți să faceți, eu vă propun următor, am propus un mod de vot, dacă faceți amendament la mod de vot, vi-l resping prin amendament, dacă vreți. Dar nu putem să facem, să-i amestecăm pe toți și să numărăm voturile. Astea sunt propunerile, toate se adună în dreptul fiecăruia dintre colegii noștri, doar pentru a avea o regularizare a modului de vot, nu din alt motiv. Că eu nu cred că de la PSD o să voteze pe cineva de la PNL și nici invers. Păi votați! Dumneavoastră să știți că nu vă obligă nimeni, pentru că noi le grupăm pe nume. Da, foarte bine. Mariana, ai pregătit? Da. Cum l-ai pus? E vreo problemă dacă îi punem pe fiecare zi. 22 de pe ordinea de zi. 22. La poziția grupul PSD cu cele trei propuneri, Egalin, Cosma, Droima, la punctul B, grupul PNL, Cristian, Nechita, Grițu, la punctul C, grupul SRPVP, Boca, Poșa, Popescu. Poșa. Da. Marian, cum stăm cu... Cum? S-a ținut, doamna. E Garmin, domnul Alexandru Droiman și doamna Cosma. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, care a fost fostul 25, ca să fim... Se prezintă proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Comisia de Concurs Examen și în Comisia de Soluționare a Contestațiilor la concursul examen pentru ocuparea postului vacant de director medical la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Ca să nu mai avem alte neclarități, facem propuneri 3 și 3. În aceeași manieră, 3 și 3, ca atare, pe grupuri de... Poftim? Păi dacă putem discuta la o cafea, nu e problemă. Ducem ședința sau nu? Bun. Haideți să facem nominalizările grupul PSD. Grupul PSD propune pentru comisia de concurs pe
Roxana, pe doamna director Anca Sava și pe doamna Gabriela Mintea. Pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor, propunem pe domnul Izoran Vasile, pe domnul director Ciprian Mojan și pe doamna director Mariana Mitros. Mulțumesc. Alte nominalizări? Doamna Poșa. Nu se aude, vă rog frumos, un pic de liniște. Aceleași propuneri pe care le-ați făcut anterior. Să le repetăm, doamna... Păi nu pot fi aceleași persoane la contestație. Trebuie să vedem 3 și 3. Păi atunci propuneți de la noi. Deci vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru. Ținând cont că e o chestiune tehnică mai mult decât politică, în comisiile de concurs ar trebui să fie oameni desemnați din cadrul administrației, tocmai pentru eliminarea unor chestiuni care pot fi speculate politic. Ca atare, avem obligația să avem un consilier județean în cadrul comisiei, dar propunerile noastre care s-au făcut din partea grupului PSD au fost să avem oameni care lucrează în administrație și care s-au ocupat de concursuri, tocmai pentru a nu fi pentru respectarea în totalitatea procedurilor de concurs. De asta vreau să vă spun că dacă facem propuneri, faceți propuneri de așa natură încât să fie bine fundamentate. Este treaba dumneavoastră, este libertatea dumneavoastră să faceți orice propunere, doar că eu am specificat de ce noi am făcut asemenea propunere. Dar nu, dar eu n-am vorbit, am vorbit la modul general. Nu, eu mă refer, ați făcut vreo propunere și v-am contrazis? Dar n-am legătură cu, noi vorbim din punctul de care discutăm acum. Nu, asta e de concurs. Dar noi vorbim de comisie de concurs, doamnă. Da, deci... Dar ce legătură are? Că eu n-am făcut niciun comentariu. Serios, dacă nu. Eu n-am zis nimic. Poate... Nominal... Doamne, dacă țineți neapărat să intrați într-o polemică cu mine, putem intra, dar să știți că e falsă. Bun. Propune... Domnul... Mulțumesc. Acum grupul PNL. Acum, după ce faceți nominalizare, puteți spune. Deci o să le repetăm ca să le putem trece în... Mai sunt alte propuneri? Deci, Marian, te rog să repeți. Avem așa. Din partea PSD. Doamna Cârțescu. Din partea grupului PSD, Cârțescu Roxana, Sava Anca, Mitrea Gabriela. Iar pentru Comisia de Contestație, domnul Izvoran, Bogea și doamna Mituț. Din partea grupului PNR, Cârțescu, din anul 1, prima opțiune. Gabriel Crescu. Este la Nicita Marciu și cu Slavu Marius. Cu Slavu, da? De această comisie, consiliere Marcu
Și doamna, domnul Șoara. Și Șoara. Da? Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Da, mulțumesc. Vă rog să, să pregătiți buletinul de vot. Da. Iar al doilea punct, punctul B, grupul B, propunerea grupului B, să da urmare, să iei da, nu da, să accepta. A, e cam a spus, da, Cristo, Gabriel, și ar putea să reprezentați domnul Vârzu, Marcu și Șor. Da, pregătiți buletinul și când sunteți pregătiți, dați drumul la sistemul de votare. Important să apară numele pe fiecare... Ai fost împins de la spate. Ia vezi. Numele. A reușit? Stai așa. Ajută-l și pe domnul. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în următoarea formulă. Comisia de concurs, doamna director Anca Sava, doamna director Gabi Mitrea și doamna doctor Hrțescu, la Comisia de contestații, domnul director Bogea, domnul consilier județean Izvoran și doamna Mariana Mitruți. Vă mulțumesc. Trecem la... Putem să, să ieșim... Vă rog. Da, consiliul de zis al urmă. Asta vreau să zic eu. Mulțumesc. Da, ca să putem să... Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 199,2 metri pătrați din zona drumului județean DG252B, situată sat Coteni, comuna Buhoci, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri.
Îmi spui, Marian, când se termină și pe online? S-a terminat sesiunea de vot? Au fost zis la 5 voturi pentru, mai sunt două voturi în curs. Am inițiat doamna Filip și domnul Grea. Da, dar văd că nu s-au inițiat. Da. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș, unui drept de utilizare și acces asupra unor terenuri în suprafață totală de 2.898 metri pătrați din zona drumului județean DJ 118, situate pe raza Comunei Sândulen din județul Bacău, aflate în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău în favoarea Comunei Sândulen. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri. Da. Mai avem? Proiectul, văd că n-au pornit procesul de vot. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de utilizare și acces asupra unor terenuri în suprafața totală de 167,4 metri pătrați din zona drumului județean DJ 118, situate pe raza Comunei Sânduleni din județul Bacău, aflate în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău în favoarea Comunei Sânduleni. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 16 metri pătrați din zona drumului județean DJ 207F, situat în comuna Bereș-Bistrița din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Grides,
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a complexului muzeal Iulian Antonescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Ion Borcea Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău care au obținut rezultate deosebite în anul 2023 la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Am să fac aici un mic amendament. Ceea ce s-a depus după, deci dacă concursurile au fost ținute după data de 15 noiembrie, știți când am premiat în decembrie, tot ce s-a ținut după 15 noiembrie pe anul 2023 va fi luat în calcul pentru a fi premiat. Noi o să verificăm că mai am anumite solicitări și vreau să verificăm dacă concursurile au fost după data de 15 ca să nu facem vreo nedreptate cuiva. Deocamdată, ăsta este proiectul de hotărâre cu ceea ce avem acum. O să verific și solicitarea doamnei consilier județean că e posibil să mai fi fost anumite scăpări ale noastre, nu știu încă. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Trecem la, în unanimitate a fost aprobat, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, extindere și modernizare stației recepție și stocare temporară deșeuri medicale imobil C14, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea contractului de finanțare numărul 10113800 LIP. Am sărit? Mă scuzați. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 300/2023 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea contractului de finanțare numărul 10-11-38-800 Lippenstift din data de 04-12-2023 încheiat între județul Bacău și Comisia Europeană pentru proiectul Plan de Acțiune Locală și Europeană pentru salvarea persoanelor afectate de sărăcia energetică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordul județului Bacău prin Autoritatea Publică Locală Deliberativă, Consiliul Județean Bacău, în vederea obținerii autorizației de construire pentru realizarea obiectivului de investiții, închidere celula 1 din cadrul depozitului conform de deșeuri Bacău în municipiul Bacău și în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici autorizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătărești, Corbasca, kilometru 8+022, kilometru 23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat privind realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C, Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022, kilometru 23+088, județul Bacău, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre pentru utilizarea unor sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în anul 2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă
2021-2027 și a cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru anul 2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul AI for Citizen, sprijinirea unei guvernanțe etice și eficiente prin implementarea inteligenței artificiale în orașele și regiunile europene. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea înființării Autogara Sud. Dacă nu sunt intervenții, vă rog. Să știți, Consiliul Județean, dacă ați observat, în perioada acestui mandat, în cea mai mare măsură s-a concentrat pe municipiul Bacău, mai ales în ultima perioadă și pentru proiecte. Având în vedere lipsa de proiecte pe municipiu, județul s-a mobilizat pentru câteva obiective importante, inclusiv transportul public. Acea autogară pe care noi vrem să o înființăm la aeroportul internațional, să știți că deservește nu doar aeroportul, vine în ajutorul aeroportului, dar vine în ajutorul cetățenilor din municipiul Bacău și din județ, unde să fie o stație intermediară în așa fel încât transportatorii să poată să aducă, bineînțeles, să aducă pasagerii, să-i aducă către aeroport, în principal. Dar să știți că e și ca o parte dintr-un proiect mai vast, dintr-un plan urbanistic care a fost aprobat de către Consiliul Județean chiar la începutul mandatului și dacă îl studiați, o să vedeți că în zona de acolo s-au prevăzut pe lângă pasarele și aducerea transportului, aducerea unei stații pentru a fi o stație intermediară pe calea ferată,
Mai mult decât atât, realizarea unor platforme, chiar și cargo, și nu în ultimul rând, o străpungere cu centura, prin strada Alexandru Șafran. Noi am făcut o asociere cu municipalitatea, din păcate, partea care trebuia să o facă municipalitatea nu s-a întâmplat. Deși noi am făcut, a fost ca o prioritate pentru aeroport această străpungere, realizarea unei străzi noi care să degreveze și să aducă către aeroport, așa cum se întâmplă în marile municipii, poate nu doar din țară, dar și din afară, să avem o fluență a transportului public și nu numai al transportului public, și a pasagerilor direct din centură către aeroport. Deocamdată a rămas în faza de proiect la nivelul primăriei. Noi am realizat o asociere, chiar dacă era finanțată de noi cu 95%, dânsii nu s-au realizat la 5%, care trebuiau exproprieri, care nu-i în dreptul Consiliului Județean, trebuiau exproprieri și realizarea unui traseu care să lege centura de către aeroport. Din păcate, ăsta este stadiul, noi nu ne putem suprapune cu municipalitatea să facem și treaba dânșilor, chiar dacă noi ne-am oferit ajutorul pe toate obiectivele pe care ne-am asociat să le facem împreună. Acest obiectiv nu s-a realizat, dar nu din vina Consiliului Județean. Se va realiza. Deci noi suntem mai acum, dacă noi suntem într-o perioadă în care e final de mandat atât pentru până în septembrie și pentru municipalitate și pentru Consiliul Județean, e practic obligatoriu să se realizeze. Vom vedea în ce măsură municipalitatea va marșa pe acest obiectiv. Mă puneți să răspund în locul primarului. Să știți că îmi face plăcere să răspund în locul primarului, dar nu pot să răspund pentru faptele lui. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc. Da, domnul Boca, îmi lipseați. Da. Da, vă mulțumesc. Cifra de 10 miliarde poate face primăria fără să țină fond de contestații și infrastructură. Pentru realizarea acestui proiect sunt niște etape și nu cred că sunt atât de vechi încât să credeți că primăria nu dorește să le realizeze. Plus la comentariul că nu sunt proiecte ale primăriei, nu cred că în cei 4 ani anteriori s-au realizat mai multe pentru Bacuri, s-au realizat în cei 4 ani. Atât vreau de niște. Vă să vă răspunde domnul Nechita. Domnul colega, măcar acolo în jurul rondului, cu poate să pun un pic de piatră, ceva să lărgească. Trebuie destul de mulți străini pe joseaua asta, cumva de centură. Măcar 2-3 pasturi de piatră, ceva, că dacă vor încă rămâi, cu buzunare, cu geantă. Și asta poate să facă. Un om gospodar trebuie să ceară voie la cineva. Nu primăria realizează aceste lucruri. Sunt păi atunci se vezi până că fac și noi. Păi faci noi cetățenii din zonă, măcar. Care putem să cine acasă. Haideți, deci, la ora asta se desfășoară o ședință de Consiliul Local și în același timp se desfășoară și o ședință de Consiliul Județean. N-aș vrea să mut ședința de Consiliul Local în ședința de Consiliul Județean. Dar să știți că în mare măsură, și vreau să fac o singură completare, lăsând deoparte, să zic așa, o anumită ironie, județul trebuie să dezvolte în același ritm cu municipalitatea. Dar și să fie undeva municipalitatea locomotivă, nu neapărat Consiliul Județean. Pe când acum se întâmplă invers. Consiliul Județean trage pe obiectivele din municipalitate și celelalte sunt efectiv scuze. Nu, eu n-am zis că nu vrea. Problema e că nu poate. Asta e diferența.
Diferența este să știi să spui oamenii la treabă în așa fel încât, o lucrare care era foarte necesară pentru, pentru municipalitate, în primul rând, trebuia făcută ținând cont de disponibilitatea Consiliului Județean de a pune 95% din valoarea proiectului pentru străpungerea pe strada Alexandru Șafran și legătura cu, aeroportul. Ca atare, noi tot am intrat în acest în municipiu, dar nu putem să răspundem pentru ceea ce nu se întâmplă în municipiu. Domnule președinte, PSD-ul este din 34 ani la administrarea acestui. Eu nu țin minte să vă fi dat cuvântul, dar să știți că pot să accept din partea noastră, că vă cunosc, o intervenție. Uitați, domnul Melinti se chinuie de ceva timp să intervină, să ne spună un cuvânt și din cauza noastră n-a reușit. Vă rog, domnul Melinti. Deci multe propagandă, puține lucruri. Dragi colegi liberali, nu vă lasă să vă faceți treaba. Că aveți de ce primari. Sunteți la putere. Sunteți în coaliție cu PSD-ul. Cu coada ta. Viitorul e groaznic. Am căzut de... Da, vă rog. Deci, să nu trecem, mă distrează discuția de dumneavoastră care erați preună, chiar noi mă duc să-mi iau popcorn. Da, deci să supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de... mai avem. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra două terenuri în suprafață de 13 metri pătrați și respectiv 500 metri pătrați, situată în zona drumului județean DG252, pe raza teritorială a comunei Buhoci, județul Bacău și aflată în domeniul public a județului Bacău, în favoarea SC Delgaz Grides SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 268/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii pentru finanțarea proiectului referitor la înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorii de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Panteleimon în cadrul apelului de proiecte competitive dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, componenta 13 reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență a României, ținta 396 noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități, investiția 1-2, reabilitare, renovare și dezvoltare infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi.
se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG207F, Pădureni, Ilieș, Gura Văii, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Deci, la punctul 25 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 3 la hotărârea Consiliului Județean numărul 154/2023 privind aprobarea organigramei a statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare a regiei autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și numirea membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițiativei de cooperare internațională în domeniul politicii regionale între județul Bacău și Chongqing Liaojing New Area. Aici n-aș vrea să trecem chiar foarte repede peste acest proiect. Să știți că suntem din țară singurii selectați pentru această cooperare. Aș vrea să prezinte un pic domnul director, domnul șef de serviciu, domnul Botez, acest proiect, dar pe scurt, doar pentru a vedea că oarecum această relație de colaborare este oarecum unică. Am zis că suntem singurul județ din România care avem un asemenea tip de cooperare, alături de alte regiuni din Europa. Mulțumesc, într-adevăr, proiectul a fost depus în anul 2021 direct la Comisia Europeană. Am fost singura instituție scrisoarea de desemnare a Consiliului Județean Bacău ca fiind câștigător a fost primită în data de 17 septembrie 2021. O parte din întâlniri au avut loc doar în format digital, doar în format electronic, având în vedere că totul s-a desfășurat prin International Urban and Regional Cooperation. Proiectul fiind câștigat direct de la Comisia Europeană, ei au fost cei care au făcut posibil acest schimb de experiență cu cei din Chongqing New Area. A avut loc în septembrie 2023 o vizită oficială împreună cu celelalte regiuni și orașe câștigătoare, timp de o săptămână. Acolo au avut loc multe întâlniri de matchmaking pe domenii care le-au prezentat, iar în urma acestui acord de cooperare care urmează să fie semnat, vor avea loc mai multe întâlniri, atât fizic cât și online, pentru a stabili domeniile de cooperare între județul Bacău și regiunea Chongqing. Au fost discutate atât proiecte în domeniul cultural, turism, industrie creativă, dar de la început s-a evidențiat faptul că nu vom rezuma doar la aceste tipuri de proiecte. Orice și putem invita cât mai mulți stakeholder interesați de acest acord de cooperare. Deci, un lucru aș vrea ca
un fel de a pune amprenta pe ședința de astăzi. Sunt două proiecte, de fapt, care semnează direct cu Comisia Europeană. Unul legat de inteligența artificială, care aș vrea să-l prezentați, dar pe scurt, doar beneficiile acestui proiect, și cel legat de cooperare. Nu știu dacă noi am trecut, am votat, dar cred că merită punctat, pentru că la fel și în acel proiect are un caracter de unicitate. Important să vedeți care sunt beneficiile cooperării cu directe cu Comisia Europeană, ne mai trecând prin alte furci caudine, respectiv ADR Nord-Est sau MIPE, ci direct la Comisia Europeană. Și aici departamentul din cadrul Consiliului Județean, care se ocupă pe relații externe, merită felicitat. Vă rog. Suntem, la fel, singurul județ din toată regiunea care am depus și am fost desemnat câștigător de către Comisia Europeană. Proiectul s-a depus împreună cu municipiul Tampere din Finlanda, care este lider de parteneriat și va fi implementat împreună cu municipiul Helsinki, orașul Amsterdam, regiunea Piemonte din Italia, ADR București Ilfov și Agenția de dezvoltare digitală din Riga, Letonia. Proiectul, pe scurt, vizează oportunitatea și evidențierea problemelor cu care se confruntă instituțiile publice din punct de vedere al digitalizării, soluțiile pe care le putem găsi de comun acord împreună cu partenerii noștri. Vor fi două etape. Etapa 1 va fi finalizată cu o revizuire a strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău. Va exista un domeniu separat pentru inteligența artificială, bineînțeles împreună cu toți factorii interesați care vor participa la întâlnirile stabilite. Iar o etapă a doua, cea de monitorizare și implementare a acestui domeniu nou din cadrul strategiei de inteligență artificială, care am dorit ca la sfârșitul proiectului să vedem efectiv beneficiile pe care le poate aduce. Mulțumesc! Da. Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată. Dorim doamnelor și domnișoarelor să aveți o primăvară frumoasă și românească. Da, am votat? Da. Da, am votat și după aia am prezent. Am votat? Nu, nu cred că am votat. Supun la vot ultimul proiect de pe ordinea de zi, punctul 26, pentru siguranță. Cine este pentru, voturi împotriva, abțineri.